Bună ziua, astăzi spuneți dacă suntem gata. Bună ziua tuturor, mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Pentru noi astăzi este un moment de celebrare la Ministerul Educației. Ne bucurăm mult să semnăm un acord de colaborare cu colegii de la People in Need, o importantă fundație cehă care ne sprijină pe două dimensiuni fundamentale, strategice ale Ministerului Educației și pentru sportul căreia suntem foarte recunoscători. În primul rând vorbim despre programul nostru de studiere a limbii române. După cum cunoașteți, avem peste 10.000 de cetățeni care s-au înscris pentru a învăța limba română. Și alături de People in Need urmează în acest an să edităm manuale, 10.000 de manuale din nivelul A1, A2 pentru acești studenți, în așa fel încât să aibă ocazia să aibă și manuale fizice, nu doar manuale digitale. Pentru noi asta a fost o prioritate și ne bucurăm că am reușit să obținem această susținere din partea colegilor de la People in Need. În același timp, colegii urmează să ne susțină și cu acoperirea costurilor pentru instruirea acelor grupe unde avem și refugiați ucraineni care învață limba română. La fel, este un sport generos pentru care suntem recunoscători. Iar o altă dimensiune pe care colaborăm ține de rețeaua școlilor model și aici urmează să beneficiem de sportul pentru eficientizarea energetică a trei instituții de învățământ, una dintre care este parte din această rețea. Vorbim despre liceul Mihail Chakir din Cea de Lunga, liceul Matei Basarab din Chișinău și liceul Ștefan cel Mare din Bălț. Aceste trei instituții de învățământ vor beneficia de investiții de 1 milion de euro cumulativ pentru eficientizarea energetică a clădirilor, o prioritate, bineînțeles, ținând cont de criza energetică prin care trecem și, în general, un bun suport pentru reducerea costurilor ulterioare de întreținere a acestor clădiri și o ocazie de a renova și fațada clădirilor și interiorul. Bineînțeles că va fi nevoie și de suport adițional cu care urmează să le identificăm și să venim pe viitor. Nu în ultimul rând, vreau să menționez că dincolo de programul de limba română și școlile model, avem o frumoasă colaborare pornind de la un program implementat de către People in Need și în Cehia, One World. Este vorba de oferirea instruirilor prin documentare legate de subiecte de interes global, documentare de sensibilizare care abordează subiecte de importanță internațională, de importanță națională și oferă ocazia pentru discuții non-formale pe diverse subiecte. Săptămâna viitoare vor porni instruirile profesorilor noștri pentru a putea să facă uz de aceste documentare în procesul didactic și credem noi că asta o să contribuie la dezvoltarea unei cetățenii active în rândul elevilor noștri. Vreau să-i mulțumesc în special domnului Guillermo Linas, directorul People in Need, care este aici alături de noi. Am avut ocazia să-l cunosc 6 luni în urmă și de atunci să pornim această frumoasă colaborare și mă bucur să ajungem aici, unde beneficiem de susținere pe principalele noastre priorități și se datorează, în primul rând, deschiderii dumnealui și disponibilității de a ajuta Republica Moldova, Ministerul Educației și, de altfel, nu doar Ministerul Educației, o să ne povestească Guillermo despre toate lucrurile frumoase pe care le fac în Moldova. Mulțumim tare mult și te rog. Mulțumim, domnule ministru. Domnule ministru, stimați parteneri, ziua de astăzi marchează un moment crucial în angajamentul nostru față de educație și binele comun. Ne-am adunat aici pentru semnarea memorandului de înțelegere între People in Need Moldova și Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, în 2024, organizația noastră va investi peste 2 milioane de euro în dezvoltarea școlilor din Republica Moldova. Această investiție semnificativă se va concentra pe 2 domenii de interes sporit: digitalizare și eficiență energetică a instituțiilor de învățământ și dezvoltarea olistică a Sistemului Național de Educație. Dar angajamentul nostru merge dincolo de infrastructură. Recunoaștem importanța promovării incluziunii și a sprijinului, în special în perioada de criză. Prin urmare,
Grație contribuției generoase de guvernul ceh, o parte dintre aceste investiții va fi dedicată integrării refugiaților ucranieni în mediul național de educație. Prin furnizarea resurselor și a sprijinului necesar, ne propunem să creăm un mediu în care fiecare copil să se poată dezvolta, indiferent de mediul din care provine. Educația este piatra de temelii a progresului și a prosperității. Prin inițiativa ca aceasta, investim nu doar în clădiri, ci și în recursa umană. Deci, prin angajamentul nostru de a cooperare, ne dorim un viitor mai luminos și mai inclusiv, parteneriatul dat servind prin un impuls pentru dezvoltare piațelor generale. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult, Guillermo, mulțumim pentru excelenta limba română. Și dacă să aveți întrebări, dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim mult și revenim și cu alte noutăți bune la Misiunea Educației pe parcurs.